Bună! Eu sunt Didi de la Cafe & Books, iar astăzi voi participa la maratonul Clasici pe pâine, organizat de Adelina și Ruxandra. Adelina de la Bibliomaniac și Ruxandra de la 4 fără 15 organizează un maraton, sau de fapt au organizat un maraton la vremea când vedeți voi acest video, pe Instagram, în care trebuie să citim 3 clasici și respectând 3 cerințe. În caz că nu sunteți la curent cu acest maraton, el s-a desfășurat sau se va desfășura pe Instagram în perioada 1-5 august și trebuie să citim cărți clasice. Data limite e până în 1960, adică cărțile să fie apărute până la acea dată. Și o să încep prin a vă arăta ce am ales eu pentru a citi în cadrul acestui maraton. Prima cerință, cred că e prima, spune să citim o carte clasică scrisă de o femeie, iar pentru această cerință am ales Rebecca de Daphne du Maurier, carte pe care, sincer, deja am început-o, am reușit să citesc până acum 26 de pagini. E o carte care mă intrigă super mult și de-abia aștept să continui să o citesc, adică am citit doar 26 de pagini și deja m-a prins super bine, doar că a trebuit să fac o pauză pentru că aveam alte planuri literare, dar cu siguranță sper să o citesc în cadrul maratonului. Aceea cerința a doua spune să citim o carte de la un scriitor de culoare, iar eu pentru această cerință l-am ales pe Tagore și voi citi Casa și Lumea. E un scriitor care am impresia că a câștigat și premiul Nobel pentru literatură. O să mă corectez la editat dacă e așa sau nu. Oricum e un scriitor pe care vreau de mult să-l încerc. De fapt, de când am citit Mai 3, vreau să citesc ceva de la Tagore. E un scriitor indian sau bengalez sau poate asta e același lucru. Dar eu zic că se pune la scriitori de culoare. Pentru că fetele s-au referit în special la scriitori care nu sunt europeni, albi sau genul ăla de scriitori clasici pe care toată lumea îi citește. Și ultima cerință cere un scriitor român și eu aici l-am ales pe Alexandru Chirițescu, de la care nu cred că o să citesc pe toată această carte, dar vreau să citesc câteva din piesele de teatru, în special Gaițele. Și cât te reușesc să apuc în acest timp, sincer nu sunt atât de ambițioasă ca în 5 zile să le termin și pe alea două și pe asta, dar cu cât mai mult, cu atât mai bine. 1 și 2 august ar putea să-mi fie zile cumva ocupate, eu credeam că nu o să fie ocupate, dar a intervenit ceva. Deci nu știu sigur dacă o să apuc să citesc în acele zile, eu sper să reușesc să strecor pe aici pe acolo și puțin literatură. Dacă nu, atunci în restul zilelor, trei câte au rămas, o să bag tare. Ghiciți ce zi azi? E 2 august, a doua zi a maratonului, eu ieri nu am citit absolut deloc, nu am filmat, am fost plecat, am avut treabă, dar astăzi sper să reușesc să citesc puțin, recunosc că e deja destul de târziu, cred că e ora 3 deja, și am ceva treabă și în continuare, dar sper să reușesc să și filmez și să mai citesc măcar puțin. Recunosc că deja maratonul ăsta a început cu stângul și nu știu exact nici în zilele ce urmează dacă o să reușesc să citesc ceva, dar hei, mereu e important și să încerci și dacă citesc măcar jumătate din cât mi-am propus, eu o să fiu mulțumită. După masa asta o să merg în vizită până la tatăl meu și o să-mi iau și o carte cu mine. Sau poate o să-mi iau două cărți. Cred că o să-mi le iau pe ambele, și pe Rebecca, dar și Casa și Lumea. Și o să văd dacă reușesc să citesc ceva din ele. E posibil să nu reușesc, dar în caz de ceva, măcar știu că le-am luat cu mine.
Bye! Aici! Ghiciți câte pagini am reușit să citesc astăzi. Dacă răspunsul este 0, atunci ați ghicit. Pot să zic că nu sunt surprinsă, s-ar putea să transform acest maraton în 3 cărți în 3 zile, o să fie posibil, nu o să fie posibil, habar n-am. Ideea e că nu vreau să mă forțez foarte mult, nu vreau să trag de mine mai mult decât e nevoie. Acasă aș mai putea să mai citesc, doar că sunt super în urmă cu videourile fetelor. Ideea e că săptămâna trecută am făcut o colaborare în care fiecare trebuia să citească cartea preferată altei booktuberițe și eu îmi doresc super mult să văd toate videourile, dar n-am avut timp efectiv până acum, așa că în seara asta efectiv o să mă focusez exclusiv pe treaba asta. Dacă o să mai am timp și de citit, evident că o să citesc, dar puțin probabil. Miercuri dimineața, eu sunt extrem de obosită, nu am dormit bine absolut deloc, dar de la 9 trebuie să fiu la cabinet și nu știu cât voi sta acolo, probabil până pe la 4. Cel mai repede pot să ies la 1, dar dacă o să fie multă lume și mulți pacienți, nu îmi permit să ies chiar așa de repede. Ziua asta deja merge prost. Îmi iau și cartea cu mine, una dintre ele, dar șansele să am timp să pun mâna pe ea și să citesc sunt 0,5, undeva pe acolo, dar eu o iau ca să mă simt împăcată. S-ar putea ca acest vlog să se transforme în eu împort cărțile cu mine peste tot, dar nu citesc nimic. Ghiciți cât e ceasul. Nu cred că o să ghiciți cât e ceasul. Acum câteva minute v-am zis că o să ajung acasă la 1, maxim 4, dar e 6:30. Adevărul e că eu nu știam, dar de astăzi a intrat în concediu unul dintre veterinari. Eu merg la un cabinet unde sunt 3 veterinari, iar unul dintre ei acum e în concediu. Și evident că e mult mai multă muncă și deși nu sunt neapărat obligată să fiu acolo, adică nu am contract sau ceva, adică doar o studentă, tot m-aș simți prost să plec mai devreme și să-i las pe ceilalți să muncească, așa că am stat până la 6, cred că la 6:05 am ieșit din cabinet, a fost drumul și am mâncat, acum mă gândesc ce o să citesc. Pentru că îmi doresc tare mult să citesc astăzi, sper să reușesc, habar n-am. Cred că o să iau gaițele și o să citesc o piesă de teatru, pentru că am zis că nu vreau să citesc întreg volumul, ci doar câteva piese, deci câteva o piesă, eu zic că e tot pe acolo. Și apoi o să mă apuc și de Casa și Lumea, poate mai citesc puțin și din Rebecca, nu știu, o să încep cu gaițele și apoi văd unde continui. L-a durut capul toată după prânză. What? Continuare, am avut iahnie de mânătărci la dejun și lui cad greu mânătărcile. Ce doamne sunt mânătărcile? Am citit nota aceea introductivă, nu pot să zic că am citit-o complet, sunt undeva la 37-40 de pagini. Am citit un pic pe sărite pentru că nu m-a interesat chiar toate informațiile de acolo. Și după aceea am mai citit și prima piesă de teatru care se numește Anișoara și Ispita, Marcel și Marcel, Rocky și Mantouri, o comedie în 3 acte. A fost destul de drăguță, pot să recunosc. Au fost unele glume care chiar m-au făcut să râd, dar eu râd destul de ușor la glume, deci keep that in mind. Pot să zic că a fost un pic puerilă, adică, da, ok, a ironizat anumite tipologii umane, dar nu mi se pare că a mers foarte departe, nu mi se pare că
a făcut ceva foarte original. A fost ok, adică nici prea bun, nici prea rău. Scurați cum o să fie restul pieselor de teatru. Trebuie să vă zic, nu știu dacă v-am zis în acest vlog, dar eu am văzut Gaițele la Teatrul de la Cluj și mi-a plăcut enorm. Plus că au făcut ceva chestii mai speciale, în sensul că au reinterpretat-o într-un fel și mi s-a părut foarte, foarte faină. Și sunt curioasă cum o să se compare textul original cu varianta reinterpretată. Acum trebuie să aleg dacă să mai citesc, adică să continui cu Rebecca sau să încep Casa și Lumea. Recunosc că asta e o variantă foarte bună pentru luat cu mine, să o am mereu în caz că găsesc ocazia să citesc, dar hei, am demonstrat în astea 3 zile că nu prea găsesc ocazii să citesc, deci nu știu. O să aleg Rebecca pentru că m-am îndrăgostit prea mult de stilul autoarei și chiar vreau să mai citesc. În continuare. Am uitat să mai menționez și faptul că prima piesă plus nota introductivă m-au adus la pagina 118, cred. O să încerc să văd câte pagini reușesc să citesc în aceste 3 zile. Deci da, 118 pagini până acum. Ah, mă ție, Sisi, la ușă. Sisi. Ok, back to business. Nu e bună alegere, sincer. Efectiv, ador totul și sunt așa de intrigată de ce o să se întâmplă în continuare. Adică sunt așa de curioasă ce reprezintă casa aia, Manderly sau cum îi zice, și de ce tipul ăsta, am uitat cum îl cheamă, o să inserez numele lui pe aici pentru că acum nu mi-amintesc, dar de ce devine secretos de fiecare dată când e menționată casa asta și în același timp mi se pare așa de interesant cum de fiecare dată când e vorba de personajul narator nu ni se dezvăluie absolut nimic despre ea, adică nici măcar numele nu sunt sigură că ni l-au zis, nici vârsta, adică întreabă tot câți ani are, cred, și nu ni se dă răspunsul, ni se dă doar replica lui și e atât de a patra zi a maratonului. Iarăși am destul de multă treabă și astăzi eu o să mă duc la cabinet. De la 10:30 este o operație la care vreau neapărat să particip. După aceea o să fie și alt pacient. Nu știu exact când o să ies. O să încerc să ies și de data asta mai repede. Nu știu din nou dacă o să și reușesc. Dar am de vedere că nu mai sunt operații după cea de la 10:30. Am destul de mari șanse. Oricum, de la 5 mă duc să mă vopsesc, poate vă iau și pe voi cu mine, poate că nu. Legat de citit, aseară n-am mai reușit să citesc decât foarte puțin din Rebecca, pentru că am adormit. Sper că astăzi să fie o zi mai bună. Mai trebuie să suportați niște zgomote de fundal pentru că sunt așa de obosită și mi-e așa de cald și nu am niciun chef să închid geamul. Am reușit să ies un picuț mai repede, cu 20 de minute înainte de ora 4. Astăzi a fost o zi extrem, dar extrem de obositoare. Am avut de operat o fractură, bine, nu eu, domnul doctor, dar eu am fost acolo să ajut și cred că a durat 2 ore jumate, poate nu chiar, aproape 2 ore jumătate. A fost foarte aiurea pentru că era localizată foarte nașpa și aproape de articulație și la humerus, deci a fost o distracție. Acum de la 5 mă întâlnesc cu mama mea să mergem la cofor și după aceea vom merge, probabil o să ieșim puțin în oraș, doar noi două, pentru că de când am venit la Bistrița, efectiv nu am avut ocazie și timp să stau cu ea și pur și simplu să stăm noi două să povestim. Cred că imediat, adică mai am cam 20 de minute de pierdut vremea în care o să citesc puțin și probabil o să mai citesc și după ce vin din oraș. De fapt, în astea 20 de minute nu voi citi, ci o să văd videoul Alinei de la Alien Books, pentru că tocmai am văzut că a reușit să posteze și ea a fost cea care a trebuit să citească cărțile, una din cărțile mele preferate și sunt tare curioasă să văd ce a ales și dacă i-a plăcut. Tocmai a menționat Alina în videoul ei că ar trebui să se apuce într-un final de exerciții pentru că n-a mai făcut sport de o lună și tot ce pot să spun este girl, same.
Eu am scuza că sunt obosită de la cabinet, dar ar trebui să încetez să folosesc această scuză. Vreau să vă zic că tocmai am terminat clipul Alinei și pot să zic că sunt de acord cu ea în ceea ce privește anumite aspecte, dar nu sunt de acord cu ea în ceea ce privește alte aspecte. Eu evident am perceput cartea altfel, dar hei, cred că exact asta a fost ideea acestui video, să vedem cum percepem fiecare o carte. Adică mi s-a părut interesant că, în afară de Luiza, care a descoperit o nouă carte favorită, majoritatea am avut o părere ori nu chiar atât de bună despre cartea favorită al cuiva, ori chiar o părere diametral opusă. Evident că sunt în întârziere și evident că mi-am luat cartea cu mine. V-am zis că o să numesc video-ul ăsta, port cărțile cu mine peste tot. Revenit și după cum ați observat probabil deja în vlog, am reușit să încep cartea Casa și lumea de Tagore. O să așa de bucuroasă că am reușit să citesc, adică efectiv nu mi-am dus cartea asta degeaba cu mine, în sfârșit. Prima mea impresie în momentul când am deschis cartea și am început să citesc a fost wow, scrisul ăsta chiar e fain. Pot să zic că are un scris puțin liric, aș putea zice. Oricum știe foarte bine să potrivească cuvintele, frazele curg extrem de frumos, deci n-am nimic de criticat la partea asta. A doua mea impresie a fost wow, tipul ăsta e sexist. Pentru că personajul principal, adică o femeie, cel puțin în prima parte a cărții, e foarte sexistă. Bine, e posibil ca Tagore să ilustreze doar mentalitatea obișnuită a unei femei din acea perioadă, deci momentan nu judec. A treia mea impresie a fost ok, tipul ăsta nu e chiar așa de sexist, sau e? Pentru că al doilea personaj care ni se introduce, care momentan e doar personaj, încă nu a devenit narator, dar am impresia că o să se schimbe puțin lucrurile în viitor. E foarte progresist, în sensul că el chiar a adus ceva oameni să, mă rog, o femeie, cred că o englezoaică, să îi educe soția. E foarte drept și o tratează extrem frumos pe soția lui și are niște gânduri destul de moderne, aș putea zice, mai ales legate de naționalitatea asta exagerată, pe care el o consideră exagerată și zice niște lucruri foarte inteligente și îmi place super mult de el momentan. Pot să recunosc că de personajul feminin, narator, cel puțin momentan, nu îmi place așa de mult. Pe de o parte, îmi place ideea, dar în același timp, mi se pare că e un pic limitată, cel puțin pe moment. Wow, chiar am deja o grămadă de gânduri despre cartea asta, deși am citit doar 30 de pagini. Pentru mine asta înseamnă un lucru foarte bun. Destul de târziu deja, deci nu știu cât o să mai apuc să citesc. Aș putea să fiu ambițioasă și să zic că vreau să citesc până la 110, dar nu cred că o să se întâmple. Ideea e că înainte îmi propusesem că aveți, Doamne, eu să citesc astăzi jumătate din cartea asta, ca mâine să apuc să citesc cealaltă jumătate și să am măcar o carte terminată în cadrul acestui maraton, dar este ultima zi a maratonului, ora 5:30, eu am venit de la cabinet, m-am schimbat în haine de casă, mi-am făcut și o cafea și sunt pregătită, foarte pregătită să citesc pentru tot restul zilei. Mă rog, cât a mai rămas din restul zilei. Momentan o să continui cu Casa și Lumea. Ieri n-am mai citit decât foarte puțin, eram foarte obosită. Așa că am adormit. Cred că am ajuns pe la 39, undeva pe acolo. Într-adevăr, s-a schimbat perspectiva. Am început să. Adică am realizat că, de fapt, cartea este spusă prin perspectiva unor confesiuni. Primul personaj care se confesează a fost o femeie. După ce urmează partea soțului ei și apoi se schimbă la un alt personaj și cred că o să tot facă
schimburi între aceste trei personaje. Momentan nu știu dacă o să mai apară încă un personaj sau doar ele trei. Nu știu ce să zic despre carte, pentru că încă nu mi-am format o părere concretă. V-am zis, scrisul îmi place foarte mult, dar personaj și poveste încă nu pot să spun ceva de ele. După aceea, sincer, nu știu dacă să mai citesc din Rebecca, pentru că nu cred că am nicio șansă să o termin astăzi. Nu știu dacă am zis, dar vreau să termin cartea asta astăzi. Sper să o fac. Ca să am și eu măcar o carte terminată în cadrul acestui maraton. Ar fi frumos să se întâmple măcar asta. Cum e un pic mai scurtă, de-aia am ales-o pe asta. Are 220 de pagini, eu sunt la 39. Ok, din Rebecca, după cum am zis, nu știu dacă vreau să mai citesc astăzi. Cu siguranță de mâine o să mă pun cu burta pe ea, pentru că efectiv o ador. Dar astăzi s-ar mai putea să mai citesc și încă o operă de aici. O piesă de teatru, vreau să spun. O piesă de teatru de aici. Uitați ce am aici. Tocmai am venit de la poștă și... Oh my god, I'm so excited. Aștept acest colet de foarte mult timp. De cel puțin 2 sau 3 săptămâni și în sfârșit e aici. Să cred că astăzi termin de filmat maratonul cu clasici pe pâine și mâine încep să filmez cum citesc My Dark Vanessa. Ultima e asta. Am zis că cartea e pusă din trei perspective și una dintre perspective este acest Sandeep, pe care eu personal efectiv îl urăsc. E genul acela de personaj sau de persoană care e extrem de proastă, dar are foarte mare încredere în el. Sunt atât de nervoasă. Deci, m-am oprit din cartea aia și am început a doua piesă din Gaițele. Care se numește Florentina și e despre o familie, mă rog, despre această tipă Florentina, care e foarte cocotă și foarte mincinoasă și se dă ea, își dă aer și chestii de astea și efectiv mă enervează atât de tare, adică înțeleg cumva că ar trebui să mi se pară amuzant ceea ce face, dar pe mine pur și simplu mă enervează. Vorbim că din coace îl am pe Sandeep, cum îl cheamă, care iarăși mă enervează extrem de tare, nu știu, recunosc că uneori prostia e amuzantă, dar câteodată e pur și simplu enervantă. O să fac acum bilanțul acestui maraton, pentru că e ora 11, eu sunt foarte obosită, mi-e foarte somn și nu mai am deloc chef să citesc. Recunosc că n-a fost cel mai reușit maraton, dar măcar am încercat. Încep cu cartea cu care stau cel mai prost, și anume Rebecca. Am reușit să ajung doar la pagina 44. V-am zis că îmi place enorm, momentan. Cu siguranță o să o continui după maraton, dar na, atât s-a putut. După aceea, din Gaițele am reușit să citesc două piese. De prima v-am vorbit, a doua a fost Florentina și vreau să vă zic că am realizat mai spre final că nu e o comedie. Eu mă așteptam să fie o comedie și nu înțelegeam de ce nimic nu mi se pare amuzant. Da. E că, într-adevăr, nu scrie ca la restul pieselor o comedie între acte, ci scria o piesă între acte, dar nu știu de ce m-am așteptat ca toate piesele din această carte să fie comedii. V-am zis deja că m-a enervat enorm personajul ăsta, Florentina, pur și simplu nu suport tipologia de femeie care e. M-a enervat și faptul că toată lumea îi susținea minciunile și o încuraja cumva în a duce acel stil de viață și nu știu, chiar nu mi-a plăcut deloc. Mă rog, dacă e să privesc puțin din punct de vedere obiectiv, cu siguranță pot să găsesc câteva plusuri și într-adevăr se transmite un mesaj oarecum moralizator. Finalul mi s-a părut interesant, asta pot să zic și să garantez, chiar m-a surprins. Aici am ajuns la pagina 190. În ceea ce privește cealaltă carte, cu siguranță nu o să o termin în seara asta, nu mai pot.
Am ajuns la pagina 108. Din ce am înțeles până acum, cred că urmărește o anumită mișcare naționalistă sau patriotică care a avut loc în India și avem trei personaje. Sandeep ăsta care mă enervează extrem de tare, e tipologia aia de om foarte prost, dar prost de pute, aș putea zice, dar care are încredere în ea și își justifică acțiunile idiote în moduri extrem de fanteziste și cumva el chiar crede că face ceea ce trebuie. Ceea ce mă enervează și mai tare și mi se pare și mai trist e faptul că tipologia asta de om chiar există și o întâlnim foarte des, în special acum cu pandemia asta, întâlnim oameni extrem de idioți care n-au habar ce scot pe gură, dar ei chiar cred că ei sunt foarte de valoare. Apoi avem pe această femeie, Bimala, care, nu știu, nu, cred că e un pic limitată, cred că v-am zis chestia asta și într-un alt update. Într-un fel, nu știu exact ce să zic despre ea, sunt foarte confuză momentan în ceea ce o privește. Pe aceea îl avem și pe soțul Bimalei, de care îmi place super mult. E așa de fain. Și despre cartea asta nu știu exact ce să zic. V-am zis că îmi place super mult scrisul, asta nu o contest acum. Dar acțiunea merge într-o direcție care mie nu prea îmi place și de-aia zic și de Bimala că nu știu exact ce să cred despre ea. Ah, nu știu, oricum o să o continui după acest maraton. De fapt, toate trei cărțile o să le continui și o să auziți părerile mele mai detaliate în wrap-up-ul pe august. Aș zice în următorul wrap-up, dar sunt cu două wrap-up-uri în urmă, așa că cam asta a fost videoul meu. Recunosc că a fost un pic neobișnuit pentru că n-am avut atât de mult timp să citesc. Eu sper că totuși v-a plăcut. Aștept părerea voastră în secțiunea de comentarii și noi ne revedem data viitoare. Pa! Mulțumesc că m-ai urmărit până la final. Nu uita să te abonezi pentru a fi la curent cu ceea ce postez. De asemenea, te invit să apeși butonul de like și de share dacă ți-a plăcut acest videoclip. Ai aici conturile mele de Instagram, Facebook și Goodreads. Te aștept și acolo. Aștept cu nerăbdare comentariile voastre, iar aici ai alte videoclipuri de ale mele în caz că nu le-ai văzut încă.